Carol I a descălecat pentru prima dată pe pământul românesc la Turnu Severin. Portul din orașul nostru a fost primul loc în care regele a pus piciorul în România pentru preluarea conducerii țării. Severinenii se mândresc cu urba de la Dunăre, având un puternic impact din punct de vedere istoric. Severinul se mândrește cu faptul că regele Carol I a descălecat pentru prima dată pe pământul românesc la Turnu Severin. Acest descălecat din 1866 a deschis calea spre modernitatea României, spre o epocă fără egal în istoria națională. În memoria Severinului, Carol I are un loc cu totul special, întrucât acesta a revenit de foarte multe ori cu plăcere în Severin. Regele Carol I a iubit drobeta Turnu Severin. Aici a pășit pentru prima dată pe pământ românesc la 8 mai 1866, iar ulterior a venit de multe ori în drobeta Turnu Severin, astfel multe realizări și edificii ale orașului se datorează prezenței regelui Carol I. Regele Carol I nu a revenit în drobeta Turnu Severin doar pentru că era un punct de graniță, ci și pentru că aici și-a legat prietenii. A fost Teodor Costescu și alți demnitari ai orașului cu care a conlucrat și cu care a înfăptuit o operă aici. Biserica Grecescu, Spitalul, Grădina Liceului Traian și multe altele sunt punctele din Severin care amintesc de prezența regelui în orașul nostru. Pășind pentru prima dată pe plaiuri românești în portul din drobeta Turnu Severin, amintirea lui Carol I este puternică în orașul nostru. Încărcat de istorie, orașul drobeta Turnu Severin merită vizitat pentru a-i cunoaște întreaga poveste.